Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem în această seară, cum v-am obișnuit, etalarea interactivă pentru perioade, pentru perioada 1-7 octombrie, în dragoste, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă. Ca de fiecare dată am pus trei variante. Prima, cristalul. A doua, piatra verde. Și a treia variantă, piatra neagră. Bun, dacă aveți probleme în a alege, puteți să opriți videoul, să vă gândiți ce variantă, ce piatră alegeți și apoi să reporniți. Bun, haideți să începem cu prima etalare. Cristalul. O să-l punem aici. Nu se vede, dar să știți că suntem la cristal, la prima variantă. Ca de obicei, prima oară voi vorbi despre cei care sunteți despărțiți. Bun, văd o situație în care mai mult ca sigur această persoană cu care ați de-a face este o persoană care clar este influențat sau influențată de către altcineva. Poate fi familia acestei persoane sau cunoștințe sau poate fi chiar o fostă sau un fost care nu suportă ideea ca această persoană să fie cu dumneavoastră. Văd că la un moment dat ați avut stabilitate împreună și ați vrut să fiți împreună, să vă formați o familie și această persoană a vrut, însă văd foarte mult familia implicată aici. Și mai văd că această persoană în multe dintre cazuri a trebuit să poarte o mască ca să facă pe plac cuiva care îl influența sau care o influența în privința dumneavoastră. Mai exact cineva din familia acestei persoane, pentru că mi-apare această carte, vorbim foarte mult de familia acestei persoane. Bun, iar această carte ne spune că această persoană clar a purtat o mască și s-a prefăcut în multe dintre situații, că nu vă iubește, deși această persoană vă iubește foarte mult și își dorește foarte mult să fie cu dumneavoastră. Într-adevăr, această persoană are un trecut destul de urât, ca să spun așa, a făcut lucruri destul de urâte, dar nu și în cazul dumneavoastră, pe voi chiar vă iubește sincer și curat. Bun, este clar că în multe dintre situații, această carte îmi spune că această persoană este posibil să fi făcut multe victime în trecut, multe persoane să sufere, dar vă spun, nu a vrut același lucru și cu dumneavoastră, dar această carte mai îmi spune că voi suferiți foarte mult în acest moment și această persoană suferă foarte mult în acest moment după voi și îi pare rău pentru că v-a mințit, îi pare rău pentru că nu a fost sincer sau sinceră, vrea să vorbească cu dumneavoastră, dar clar și această carte îmi spune că este vorba de o fostă sau un fost pe lângă familie care nu-l lasă. Este cineva care îl influențează foarte tare. La etalarea numărul 1 pentru cei despărțiți nu putem vorbi despre farmece, putem vorbi despre influența cuiva, autoritatea cuiva asupra acestei persoane și în același timp manipularea psihologică pe care cineva o aplică cu această persoană foarte mult și cumva șantajează această persoană cu ceva anume ca să nu poată să fie cu dumneavoastră. Bun, voi sunteți în așteptare și sperați foarte mult ca această persoană să se întoarcă la voi și vă doriți foarte mult să vă împăcați. Pot să spun că pentru perioada 1-7 octombrie, această persoană nu o să vă caute, nu revine la dumneavoastră, revine foarte încet, dar revine, de revenit este clar că o să revină, dar nu în această perioadă. Vă iubește, se gândește la voi, se gândește cum să rezolve această problemă, să scape de această femeie. În multe dintre situații poate fi vorba despre un bărbat care este într-o relație în care este șantajat cu ceva anume sau poate chiar căsătorit și nu poate scăpa de partenera oficială sau de partenerul oficial și încearcă să-și rezolve problemele din umbră fără să vă mai spună, fără să vă mai implice ca să mai suferiți și să vină la voi direct când problemele sunt rezolvate ca să puteți fi împreună. Este clar că această persoană va reveni la voi, dar nu în această perioadă. Bun, pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, la etalarea numărul 1, pentru voi văd o situație în care aveți foarte mulți dușmani.
foarte mulți dușmani în relația voastră, și anume cei mai mari sunt din familia voastră chiar, sau poate a partenerului sau a partenerei. Văd foarte multe persoane implicate aici. Văd că voi pur și simplu sunteți... vă simțiți fără aer. Pur și simplu simțiți că nu mai știți ce să faceți cu partenerul sau cu partenera. Amândoi ați ajuns să vă ascundeți sentimentele, să nu mai comunicați, să nu mai fiți sinceri unul cu celălalt, să vă închideți în voi, datorită multor persoane care s-au implicat din exterior și au adus certuri în relația voastră, lucruri negative, și mulți dintre voi să fiți chiar în pragul despărțirii sau a divorțului. Văd că aici la voi a fost stabilitate și voi ați fost o familie unită. Pentru cei care sunteți căsătoriți în special și aveți și copii, ați fost o familie foarte unită. Însă în momentul de față sunteți dezechilibrați. În multe dintre situații poate fi vorba despre o a treia persoană care a intervenit în relația voastră. Aici, da, pot să văd că e vorba despre lucruri necurate și anume lucruri oculte făcute, în special la nivel psihic. Mi-arată această carte în special la nivel psihic. Pentru că această persoană care a lucrat aceste lucruri a reușit să trimită niște energii ca să afecteze psihicul partenerului sau a partenerii și pe al dumneavoastră, în așa fel încât să ajunge să vă certați, să nu mai aveți liniște, să fiți agitați, să nu mai găsiți înțelegere împreună, să nu mai reușiți să conviețuiți împreună. Această persoană clar vrea să câștige și aici văd că există și un interes financiar și o ambiție și ceva personal cu dumneavoastră care l-are această persoană. Și mai există și posibilitatea ca această persoană, a treia persoană, să vă cunoască foarte bine și să-și dorească să se răzbune pe voi pentru ceva care este, nu este, cum să spun, n-are logică. Această persoană este, are probleme psihice. N-are logică ceea ce vrea să facă această persoană, deși are un plan și nu se lasă până nu îl face până la capăt. Bun. Pentru voi în această perioadă, pur și simplu vă veți simți vulnerabili, slăbiți, nu veți ști ce să faceți. Soluția este ca voi să încercați să luați măsuri, să vă treziți partenerul și chiar și pe voi, să vă readuceți armonia în casă și să nu vă pierdeți relația, pentru că este o relație sortită și este păcat că vă iubiți foarte mult și foarte mulți dintre voi aveți foarte mulți ani împreună și copii împreună și este foarte păcat acest lucru. Însă în această perioadă simt că nu veți face nicio mișcare. Pur și simplu veți gândi foarte mult ce să faceți, vă veți sfătui cu cineva care văd că vă este foarte aproape, poate fi mamă sau soră sau cineva din familia voastră. Vă sfătuiți cu cineva anume ce să faceți, însă nu acționați. Încă nu acționați în această perioadă. Bun, pentru cei care sunteți singuri de la etalare numărul 1, pentru voi, mulți dintre voi să știți că veți găsi în această perioadă, după o decepție pe care ați avut-o în trecut, cu o persoană foarte falsă, care v-a mințit și v-a dus cu vorbe foarte mulți ani, în multe dintre cazuri luni sau poate foarte mulți ani, văd că după foarte mare suferință, sunteți pregătiți să începeți o relație nouă. Și văd o situație în care veți întâlni, veți cunoaște pe cineva, care culmea este posibil să fie în vecinătatea voastră, în vecinătatea casei voastre, o persoană foarte stabilă, o persoană care în multe dintre cazuri putea să vă fie, poate să vă fie prieten sau prietenă de foarte mult timp, sau o vecină sau un vecin, la care nu vă așteptați să fie o persoană cu care puteți să aveți o relație. Însă este clar că voi în această perioadă veți avea parte de un nou început, o nouă relație, ceva foarte frumos care o să vă aducă foarte multă fericire și împăcare sufletească. Pentru foarte mulți dintre voi care încă ați rămas ancorați în trecut de la etalarea numărul 1, văd o situație în care aveți de-a face cu o persoană care nu este sinceră absolut deloc. Iar această persoană vă dă senzația că își caută stabilitatea cu voi, însă poate fi o persoană care este implicată într-o altă relație sau chiar căsătorit sau căsătorită. O persoană care poartă, care are două fețe sau poate chiar mai multe fețe, mai multe relații, poate nu chiar încă o relație, poate are vorba, e vorba despre mai multe relații, pentru că văd că e vorba de mai multe relații. O persoană care se joacă cu psihicul vostru, vă simte că sunteți slabe sau slabi, și profită de acest lucru. Iar pentru voi, în perioada ce urmează, pentru că încă mai aveți speranță că această persoană se poate schimba, va fi o lovitură foarte grea din partea acestei persoane, care vă va marca foarte tare.
Pentru că voi nu ați vrut să renunțați până nu v-ați lămurit sau până nu vă lămuriți definitiv în privința acestei persoane, veți primi o lovitură foarte grea care o să vă trezească pur și simplu la realitate. Bun, aceasta a fost etalarea numărul 1. Haideți să vedem pentru cei sau cele care ați ales etalarea numărul 2. Piatra verde. Pentru cei care ați ales etalarea numărul 2, văd o situație în care, pentru cei care sunteți despărțiți, o să încep cu voi. Văd o situație în care aveți de a face cu o persoană care nu vrea să renunțe la libertate. Poate că ați mai ținut legătura cu această persoană pentru că mi-apare cartea prieteniei și este posibil să mai fi comunicat cu această persoană între timp. Însă este o persoană mult prea liberă. O persoană care nu dorește să renunțe la libertate, o persoană care călătorește foarte mult, să face foarte multe drumuri, nu poate sta într-un singur loc, o persoană care iubește să exploreze, simțiți că pur și simplu văd foarte multă suferință la etalarea numărul 2 pentru cei care sunteți despărțiți, parcă ați și renunțat definitiv să mai sperați la această persoană, dar în același timp mai aveți speranță. Mai aveți speranță că această persoană va reveni la voi. Poate să fie vorba despre o persoană care v-a spus de la bun început că nu este pregătit sau pregătită sau nu-și dorește o relație stabilă, dorește decât să luați lucruri așa cum sunt, să vină totul de la sine. Însă persoana asta nu este stabil sau stabilă absolut deloc. Voi ați... Cum s-a spune, v-ați aruncat cu capul înainte, v-ați îndrăgostit de această persoană, iar această persoană poate v-a aruncat în față că v-a spus de la bun început cum era și că de ce v-ați făcut iluzii sau speranțe. Ce este pentru voi în această perioadă este că această persoană o să revină la voi. Însă este posibil să fie și vorba de o persoană căsătorită, însă chiar și dacă este o persoană căsătorită, nici în relația lui sau a ei oficială nu este serios sau serioasă. Deci nu e ceva personal cu dumneavoastră. Persoana asta are o problemă cu libertatea. În primul rând, nu suportă să fie subjugată sau subjugată. Bun. Multe dintre cazuri ar putea să fie o persoană care lucrează în domeniul medicinei sau ceva legat cu de ajutorul oamenilor. Poate această persoană călătorește foarte mult sau face anumite lucruri care poate este foarte înconjurat în jobul lui sau a ei de foarte multe persoane. Bun, și în primul rând este și o persoană foarte narcisistă, o persoană care îi place să fie admirat sau admirată și să se simtă apreciat sau apreciată de foarte multă lume din jur. Deci fără lucrul ăsta, persoana asta ar muri sau ar simți că trăiește degeaba. Bun, este clar că voi nu mai aveți răbdare ca această persoană să revină în viața voastră. Simt aici o energie că persoana asta a plecat și a venit de foarte multe ori, iar voi ați suferit și v-ați refăcut cu energii din partea divinităților ajutătoare. Însă această carte îmi spune că ați pierdut foarte mult timp cu această persoană. Ați pierdut foarte mult timp și cred că este momentul să vă opriți. Dacă voi simțiți că puteți să acceptați această persoană așa cum este și să luați lucrurile așa cum sunt, ok, puteți continua, această persoană nu are nimic împotrivă pentru că oricum se va întoarce viața dumneavoastră. Însă, dacă simțiți că nu faceți față, aveți o alegere de făcut în această perioadă, 1-7 octombrie. Ori renunțați definitiv la această persoană și mergeți pe un alt drum pentru că văd că cineva vă așteaptă să cunoașteți această persoană nouă, ori continuați pe drumul ăsta pentru că există liberul arbitru și puteți face alegerea asta. Bun. La etalarea numărul 2. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, clar aveți de-a face cu un partener care vrea să fie liber sau care vrea să fie liberă. Cineva care a intervenit foarte multă rutină în relația voastră. Foarte multă rutină. Monotonie, rutină. Poate că și voi v-ați redirecționat către altcineva. Această persoană este foarte infidelă și cred că a fost de la bun început de când l-ați cunoscut sau de când ați cunoscut-o și știați ce fel de persoană este.
Văd și niște vicii la mijloc, e posibil să existe și niște vicii la mijloc. Văd foarte multă infidelitate, foarte multă suferință din partea voastră și ați înghițit și ați acceptat foarte multe și ați răbdat foarte multe și ați făcut foarte multe compromisuri ca relația voastră să reziste. Însă și pentru voi în această perioadă există o situație în care va trebui să alegeți. Vă veți afla la o răscruce de drum și va trebui să alegeți drumul pe care îl simțiți în momentul ăla că e mai bun pentru dumneavoastră. Și ceva mă face să cred că veți alege să renunțați la această relație. Pentru că multe dintre situații văd că ați cunoscut pe altcineva, în multe dintre situații văd că aveți nevoie de o perioadă de recuperare și apoi veți cunoaște pe altcineva. Dar această perioadă va fi vorba despre multe dintre voi care sunteți în relația asta, vă veți da seama că este momentul să aveți grijă de voi, să vă iubiți mai mult, poate multe vreți să vă schimbați înfățișarea, să vă schimbați lucrul, iar multe dintre voi veți fi în vindecare și în gândirea de a lua o decizie. Bun, pentru cei care sunteți singuri la etalarea numărul 2, pentru voi văd o situație în care mulți dintre voi cunoașteți o persoană cu care sunteți prieteni sau prietene de foarte mult timp, o persoană care este acolo pentru voi oricând aveți nevoie. Însă voi regretați după cineva din trecutul vostru și pur și simplu nu-i dați atenția necesară acestei persoane. Simt că este o persoană din copilărie sau poate din adolescență, o persoană care poate fi căsătorit sau căsătorită sau cel puțin într-o altă relație, care vă tot minte că renunță la această relație pentru voi. Însă această persoană, adevărul este că nu este pregătit sau pregătită să facă acest lucru. Și văd că mai mult vă duce cu vorbe. Nu văd o rezolvare, cel puțin în perioada asta, pentru că și pentru voi, la etalarea 2, este clar vorba despre decizii. În această perioadă veți avea de luat foarte multe decizii. O iau pe drumul ăla sau pe celălalt? Care este mai bun pentru mine? Clar, dacă voi decideți, cei care sunteți singuri, să renunțați la amintiri, să renunțați la ură, să renunțați la frustrare, la suferința pe care o aveți din trecut, în această perioadă veți putea avea ochi pentru această persoană care este alături de voi de atâta timp. În cazul în care nu știți despre cine este vorba, trebuie să deschideți larg ochii și să vedeți cine a fost alături de voi în tot acest timp. Bun, cam asta și pentru etalarea numărul 2. Haideți să trecem și la ultima etalare. Și anume etalarea numărul 3 cu piatra neagră. Wow! Pentru cei care sunteți despărțiți, văd o situație destul de complicată. În primul rând, la etalarea numărul 1, pentru toți și cei care sunteți în cuplu și cei care sunteți despărțiți, să știți clar că sunteți despărțiți datorită farmecelor, datorită lucrurilor necurate și culmea că vă face cineva care poate fi din familia voastră sau din familia partenerului sau a partenerei. În multe dintre situații văd o situație egoistă în care mama sau mătușa, dar mai mult mama văd, partenerului sau a partenerii voastre, este o persoană mult prea egoistă care își dorește ca copilul ei să nu fie cu dumneavoastră sau să nu fie cu nimeni altcineva sau să fie cel puțin cu cine își dorește ea. Pentru că văd o situație în care această femeie este mult prea egoistă și din cauza ei v-ați despărțit. Poate să fie și mătușă, poate să fie și soră, poate să fie oricine. Însă această femeie nu renunță, face niște lucruri și de foarte mult timp, iar această persoană a avut mereu probleme, n-a avea o relație, nu sunteți prima persoană, dar cu voi a avut cea mai mare problemă, pentru că voi ați insistat foarte mult și ați simțit că este ceva necurat la mijloc și pe voi v-a atacat cel mai rău. Mi se arată aici un peisaj de iarnă, este posibil ca voi să vă fi cunoscut iarna cu această persoană, sau poate iarna v-ați despărțit, într-o iarnă v-ați despărțit. Clar, această persoană se gândește foarte mult la voi. Visează la voi, se gândește la voi, are în același timp coșmaruri, voi aveți coșmaruri, voi nu vă simțiți bine, această persoană nu se simte bine. Această persoană nu are habar ce îi se întâmplă, clar.
Voi ceva ați simțit și poate cineva v-a deschis ochii prin lucruri de genul acesta, sau poate voi ați avut vise, premoniții, pentru că văd că voi știți cumva ce se petrece, însă n-ați putut face nicio mișcare exact cum arată această carte. Ați fost legate de mâini și de picioare sau legați de mâini și de picioare. Aceste lucruri au fost făcute de așa natură încât să vă oprească ca să nu puteți să luați măsuri, să vă pună piedici. Iar efortul trebuie să vină de la voi, pentru că eu văd că voi stați și așteptați ca această persoană să vă caute, însă această persoană nu vă caută atât de, cel puțin în această perioadă nu. E posibil să fie plecat sau plecată în momentul de față. Poate în altă țară, poate în altă localitate sau poate să fie pur și simplu distanța. Această persoană care reprezintă mama, mătușa sau cineva din familia lui sau a ei, croiește în continuare acest rău și îl face și îl reface în continuare. Aici ține de voi, ca voi să luați măsuri pentru că această persoană nu este capabilă să facă acest pas. Nu poate, pur și simplu nu poate. Lucrurile au fost făcute în așa fel încât această persoană să nu poată lua nicio măsură. Bun. Pentru cei care sunt într-o relație stabilă sau căsătoriți, la fel se aplică și la voi. Sunteți în prag de disperare. Lucrurile nu stau bine deloc pentru că aici clar sunt niște lucruri foarte urâte făcute. Voi așteptați ca partenerul sau partenera să se schimbe, însă această femeie nu renunță. Eu simt că este vorba de o femeie. Poate la voi, cei care sunteți căsătoriți sau într-o relație stabilă, poate aveți de-a face cu a treia persoană. Dar mie ceva îmi spune că e cineva din familie, cu siguranță, și nu e vorba despre o a treia persoană, și anume în relația voastră, cu care partenerul sau partenera va fi înșelat. Văd că vă pregătiți să divorțați sau să plecați din această relație. Sau partenerul sau partenera se pregătește să facă acest lucru. Sau poate mulți dintre voi sunteți plecați la muncă în străinătate sau în altă localitate. Însă aveți foarte mare grijă pentru că ați ajuns în situația asta datorită lucrurilor acestor oculte care se întâmplă de foarte mult timp. De foarte mult timp. Iar dacă voi nu luați măsuri, partenerul pur și simplu se duce dus de val de ce i s-a făcut sau partenera. Și îl pierdeți sau o pierdeți. Vă pierdeți, adică unul pe celălalt. Nu e vorba că dumneavoastră îl pierdeți pe el sau pe ea. Și el sau ea vă pierde pe dumneavoastră, pentru că vă iubește foarte mult. Și v-ați luat din dragoste, v-ați cuplat din dragoste. Mulți dintre voi care aveți copii ați făcut copii din dragoste și au de suferit din câte văd aici la etalarea numărul 3 din cauza lucrurilor ăstora. Bun. Pentru cei care sunteți singuri la etalarea numărul 3, pentru voi, văd o situație în care se aplică același lucru. Însă la voi este puțin diferit. Aveți foarte mare grijă. Eu vă spun doar ce văd. Nu se aplică pentru toată lumea, repet, luați doar ce vi se potrivește. Vedeți că mulți dintre voi, în special bărbați, aveți de-a face cu o persoană din familia voastră care vă poate fi mamă, mătușă sau poate fi chiar o fostă soacră care vă face niște lucruri foarte urâte. Din egoism, dar am spus mamă sau mătușă, poate fi chiar soră, dar cred că este vorba de mamă aici și la etalarea numărul 3 simt că e vorba de mamă. Doar din egoismul de a vă ști lângă ea tot timpul și de a nu vă ști fericiți. Da, poate vi se pare ciudat, însă sunt foarte multe cazuri în care se întâmplă acest lucru, din păcate. Persoane cu probleme psihice, persoane care cred că fac bine, dar de fapt fac un mare rău. Văd că voi sunteți siguri de foarte mult timp datorită acestui lucru. Parcă ați avut o relație sau poate în multe dintre cazuri mai multe relații și n-ați putut să fiți împreună cu acea persoană datorită acestei femei. În foarte multe dintre cazuri, pentru doamne, același lucru. Pentru cele care sunteți singure. Nu puteți fi împreună sau în multe dintre cazuri nu puteți să avea nicio relație datorită unei persoane din familia voastră care nu se lasă, nu vă lasă să aveți o relație. Tot prin lucruri de genul ăsta oculte. Și mai văd o situație în care este vorba despre cineva dintr-un trecut îndepărtat care nu a vrut să renunțe la voi sau voi să renunțați la această persoană și a apelat la o femeie care poate fi din familia lui sau a ei ca să vă facă anumite lucruri ca voi să nu mai puteți să aveți o altă relație. Și parcă ați încercat să mai aveți altă relație, însă n-ați mai reușit de foarte mulți ani. Toate relațiile voastre, așa cum începeau, așa se și terminau. Rapid.
și nu știați de ce. Și văd că în perioada aceasta voi veți avea de făcut, și anume va trebui să vă treziți spiritual ca să vă gândiți să luați măsuri în privința asta. Bun, aceasta a fost și etalarea numărul 3, acesta a fost video de astăzi interactiv. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.